Vă invit să ocupați locurile. În numele Bisericii Philadelphia, vă mulțumim foarte mult că seara aceasta ați ales să fiți cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, sunteți în gândurile noastre, în inimile noastre, în rugăciunile noastre. Vă mulțumesc fiecăruia pentru că ați ales să fiți aici. Vreau să mulțumesc în mod special domnului consul Lucian Leuștean, domnului consul Gabriel Duțu și familiei, tuturor celor care ne-au vizitat, familiei Cojan, familiei Surcel și altor familii care poate au fost pentru prima dată aici, apreciem că ați venit să fiți cu noi, ne rugăm pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim un Crăciun fericit, vă dorim la mulți ani și în anul 2010 ne rugăm ca binecuvântările lui Dumnezeu să vină peste fiecare familie de români din Chicago și de peste tot. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Seara aceasta am terminat puțin mai devreme, pentru că vrem să aveți și puțină părtășie. La ieșire o să primiți colaci, sperăm că o să vă placă. Sunt câteva doamne, câteva surori mai în vârstă care o să vă servească pe fiecare, puteți lua cu dumneavoastră. Vreau să nu vă grăbiți, luați un moment să spuneți la cât mai mulți oameni în seara aceasta: sărbători fericite, mă bucur să te văd. Exprimați-vă bucuria. Dacă sunteți supărat, trist și apăsat, întrebați pe altcineva, spune-mi, te rog, care este secretul de ești așa de bucuros? Și poate că dacă muzica nu te-a încântat până aici, s-ar putea să pleci în această seară de aici bucuros că ai găsit secretul. Secretul e la Iisus. Vă dorim încă o dată sărbători fericite tuturor, noapte bună, o săptămână plăcută. Merry Christmas, Happy New Year to everybody. Thank you very much. Thank you from our hearts for being here tonight. God bless you all.